dimineață sportivă sâmbătă la Căușeni, în jur de 80 de copii de toate vârstele și-au luat bicicletele și-au venit în piața Alexei Mateevici din oraș pentru a începe ziua pedalând. Înainte de a porni la drum, cicliștii au primit instrucțiuni. Sunteți o echipă mare acum, de amatori pasionați de ciclism, corect eu spun. Ajutați unul pe altul. Acum mergem pur și liniștit, normal, intervalul minimum 2-3 metri, a fi bine 4. Nu vă grăbiți, este poliție, este autobuz. Ne împrăștiem, unul se duce în dreapta, altul în stânga. Mergem cu viteză liniștită, nu ne grăbim nicăieri. O să reușim toți să ajungem la locul destinat. Ne-am înțeles, toți organizat, mergem din urmă automobilor de serviciu. Fiți atenți toți și succes! Ghidați de două echipaje de poliție, copiii au explorat împrejurimile orașului pe două roți. Traseul a fost făcut cu ajutorul poliției. Poliția a fost a ajutat copiii să parcurgă traseul. În caz că văzut că cineva s-a oprit, poliția i-a oprit pe toți, a adunat ca să nu se ducă nimeni prin părți. A fost destul de ușor și de organizat. Toți copiii s-au odihnit destul și au făcut sport. Adică n-am avut nicio cauză, nimic. Tot a fost bine. 8 kilometri și două pauze am făcut. Bine că s-a organizat așa ceva. Și a fost greu mai la dealuri mai mult, dar în rest normal. Adică nu chiar foarte mult a fost și bine. Și sport înseamnă viața noastră. Azi a fost destul de bine și le-aș propune chiar multor copii să mai vină, să mai iasă din casă și să iasă cu bicicletele prin natură, să exploreze Căușeni. Consider că sportul e o ocupație bună pentru om, deoarece dezvoltă anumite abilități și dacă vii la Vilohor dimineața, e bine pentru sănătate, deoarece își începi ziua mai vesel, mai brusc ca și cum. Și pot spune că fiecare ar trebui să încerce, pentru că e o bună oportunitate de a-și dezvolta viața spre o cale mai bună. În timpul cursei au fost organizate și două popasuri. Un pic am obosit, dar a fost interesant. Da, mi-a căzut țepul, dar rest greu test am avut. Ai obosit? Nu. Ești în prima oară? Nu. Ai mai fost? Da. De câte ori ai mai fost? Două ori. Încă a fost o experiență foarte frumoasă. Eu cred că ar fi bine să se organizeze mai des așa evenimente. N-am întâlnit greutăți, au fost momente când puțin deja oboseam, dar totul a mers foarte bine. După ce au încheiat cu succes cursa, cicliștii s-au reunit în parcul central al orașului pentru o tombolă plină de premii atractive. Set protecție pentru cicliști. Cască, genunchiere. Așa, mărci. Norocoțul. Este numărul 25. Nu a fost greu să obținem ajutor din partea poliției, nu a fost greu să obținem transport pentru copii. A fost cel mai greu să strângem copiii, dacă sincer. Pentru că, știți, ca să strângi acum un copil, trebuie să-i dai oarecare motiv să vină. De exemplu, un cadou sau o sumă de bani acolo, că așa pur și simplu nimeni acum nu-ți vine. Și pentru ei cred că a părut interesant și simplu și de asta s-au adunat atâția. Printre premii s-au numărat accesorii pentru biciclete, cum ar fi cască, lumini, bidon și mânere, dar și echipament sportiv de calitate. Participanții au fost entuziasmați de atmosfera prietenoasă și de premiile oferite, iar câștigătorii au plecat acasă cu zâmbete largi pe fețe și premii valoroase.